Era tânăr, avea toată viața în față, însă teribilismul, carosabilul umed și poate dezavantajul faptului că pilota un autoturism cu volanul pe dreapta i-au fost fatale în această dimineață. Danielui Dilă, de doar 26 de ani, a murit după ce a pierdut controlul volanului și a izbit în plin o mașină de salubritate, din care a ricoșat în alte trei parcate pe marginea drumului. În mașina făcută zob, Daniel nu era singur. Pe scaunul din stânga se afla un prieten de al tânărului, care în urma impactului a fost aruncat din mașină, iar acum se află în stare critică la spitalul de urgență din Petroșani. La ora 4 și 56 de minute, detașamentul de pompieri Petroșani a fost anunțat despre producerea unui accident rutier soldat cu victime în localitatea Petrila. Ne-am deplasat cu două autospeciale cu scule de descarcerare și o autosanitară Smurd de la sediul detașamentului. În sprijin au venit și o ambulanță SAJ și o autosanitară Smurd de la Petrila. Am constatat faptul că o persoană era decedată la sosirea noastră, iar una a fost descarcerată și mai apoi preluată de ambulanța SAJ și transportată la UPU Petroșani. Din ce cauză s-a produs acest accident? Din păcate nu pot să vă dau detalii pe partea aceasta. Colegii de la poliție sunt cei care au stabilit și v-ar putea da mai multe informații. Noi doar am descarcerat persoana și se poate fi preluată și trimisă la unitatea de primire urgență. Potrivit unor surse, kilometrajul autoturismului 1 de Anglia s-a blocat la 130 de mile, adică echivalentul la 170 de kilometri. Din păcate, acesta a pierdut controlul asupra direcției și a lovit o auto specială care se deplasa din aceeași direcție de mers, însă cu o viteză redusă. Din păcate, vă spuneam, în urma impactului, conducătorul auto din Petrila, un tânăr de 26 de ani, și-a pierdut viața, iar un pasager în vârstă de 23 de ani din autoturismul condus de acesta a fost rănit grav și în acest caz s-a întocmit un dosar de cercetare penală, urmând ca pe parcursul cercetărilor să se stabilească toate circumstanțele ce țin de producerea acestui eveniment. Familia lui Daniel se pregătește acum de înmormântare, în timp ce medicii fac tot posibilul să-l țină în viață pe prietenul acestuia, aflat în mașină. În jurul orei 13, victima din accident a fost operată, iar acum se află în secția de reanimare.